ziua! Vă mulțumim că ați venit astăzi la conferința de presă organizată de mine împreună cu doamna Norica Nicolai în calitate de lider ai delegațiilor PSD și PNL din Parlamentul European. Am considerat că este foarte important să vă spunem ce s-a întâmplat în această săptămână la nivel european, nu numai în Parlamentul European, dar și la Comisie, pentru că a fost o nebunie generală, o isterie creată de o avalanșă de minciuni și dezinformări din partea celor de la PDL, în frunte cu Monica Macovei. Am fost nevoiți să creăm chiar o celulă de criză, să răspundem la toate scrisorile cu minciuni lansate de Stolojan, Marinescu, Monica Macovei. La fiecare scrisoare de-a lor, răspundeam noi și explicam care este situația reală în România. Vă spun totuși că este un atac fără precedent. Nu s-a întâmplat niciodată ca România să fie atât de vehement atacată de către reprezentanți ai statului român în afară, folosind atât de multe minciuni și jumătăți de adevăr. Monica Macovei a mers atât de departe încât a cerut chiar folosirea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, adică suspendarea dreptului de vot al României în Consiliu, articol care prevede de asemenea și suspendarea fondurilor pentru România. Este un atac foarte dur, un atac nemeritat și cu atât mai mult un atac nemeritat pentru că vine din partea unui oficial al României la Bruxelles. Este ciudat cum un procuror ceaușist trimis acolo de PDL își permite să folosească minciuni de genul că în România, bine, transmise direct sau indirect, cum că în România se pregătește arestarea judecătorilor Curții Constituționale, cum că guvernul USL pregătește desființarea Curții Constituționale. Vă dați seama că la astfel de declarații irresponsabile, oricine s-ar alarma și orice lider european ar lua atitudine și ați avut reacția comisarului Viviane Reding. Nu este o reacție corectă, pentru că în calitate de comisar putea să informeze mai mult, nu să reacționeze la prima informație pe care a primit-o. Noi am cerut și cerem ca un fost ministru al justiției care a îngropat justiția, un fost procuror ceaușist care i-a arestat pe incomozii regimului, un fost membru de partid al Partidului Comunist Român, trebuie să-și dea demisia din Parlamentul European, nu are voie să reprezinte România un astfel de personaj în Europa. Am cerut demisia Monicăi Macovei din Parlamentul European și cerem PDL-ului, dacă mai are o urmă de demnitate și de simțământ românesc, dacă mai crede puțin în destinul acestei țări, în destinul european al României, să o convingă pe Monica Macovei să plece din Parlamentul European. Această manipulare venită de la Bruxelles nu se putea face fără sprijinul Partidului Popular European, adică un PDL puțin mai mare. Este vorba despre grupul politic din care PDL face parte, este vorba de acel grup politic care atunci când Berlusconi spunea că libertatea presei nu este un drept absolut, nu a luat atitudine, ba dimpotrivă, l-a susținut pe Berlusconi, este vorba de acel grup politic care când Victor Orban a încercat să pună pumnul în gura presei, să schimbe Constituția ca să instaureze dictatură în Ungaria, când Boyko Borisov în Bulgaria a arătat din ce în ce mai mult a dictator, când Băsescu a spus că presa este o amenințare la siguranța națională, acest grup politic este cel care i-a apărat în Parlamentul European. Noi cu ei ne-am luptat ca să apărăm libertatea presei în România, în Ungaria, în Italia și în Bulgaria. Prin urmare, cerem românilor să nu cadă pradă manipulărilor venite din partea liderilor PPE, oricum ar fi ei, oricum s-ar numi, fie că sunt din Franța, fie că sunt din Germania, sunt cei care au apărat dictatorii în Europa, fie că s-au chemat Berlusconi, Băsescu, Orban sau Boyko Borisov. Cam atât aveam eu să vă spun. O să-i dau cuvântul colegii mele, Norica Nicolai, să vă spună și din partea colegilor PNL din Parlament, un punct de vedere. Vreau să vă spun că
Avem aceeași poziție, însă vreau să fac câteva precizări foarte clar. Le cerem colegilor noștri din Partidul Democrat Liberal, prezenți în Parlamentul European, să înceteze să mai atace ordinea de drept și constituțională în România. Pentru că în acest mod se pun nu numai în afara regulilor de drept interne, și mă refer la regulile constituționale, ci și în afara valorilor și principiilor Uniunii Europene. În special Monica Macovei, dar și alte persoane, au declanșat o amplă campanie de dezinformare și de manipulare a opiniei publice internaționale, a Parlamentului European, încercând să promoveze ideea că în România asistăm la o lovitură de stat. Acest lucru, după părerea mea, a fost clar de jucat și înțeles corect de către Parlamentul European când luni a respins cererea de punere pe ordinea de zi pentru ședința de la Strasburg a unei dezbateri privind situația statului de drept în România. Această cerere promovată de Partidul Popular European la inițiativa PDL și în special a doamnei Macovei a fost respinsă cu o largă majoritate în plenul Parlamentului European. Aș vrea să vă fac câteva precizări. Conform tratatului de la Lisabon, dar și a protocoalelor anexe, Parlamentul European respectă deciziile suverane ale parlamentelor naționale. Și acest lucru le cer PD-ului să înțeleagă foarte clar că România nu este o colonie a Bruselului, România se conduce cu legi de la București, dar și de la Bruxelles, și că respectăm toate aceste valori în spiritul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Nu putem înțelege manipularea și dezinformarea grosolană pe care colegii noștri o practică. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Au afirmat prin diverse scrisori circulate în Parlamentul European Curtea Constituțională a României este partea sistemului judecătoresc. Le cer colegilor noștri să citească cu atenție Constituția și să observe că această instituție este parte a sistemului politic românesc, că este o instituție constituțională de care nici Parlamentul, nici Guvernul USL nu se va atinge. Pentru că prioritar pentru acest Guvern este respectarea ordinii de drept în stat. Afirmând că am modificat acea prevedere legislativă introdusă de colegii de la PDL tocmai pentru a da posibilitatea unei cinzuri a unei curți politice și jurisdicționale a activității politice, ceea ce este inadmisibil în raport cu statul de drept și în raport cu principiile europene, nu am făcut decât să revenim la o normalitate cu privire la funcționarea acestei instituții. Legea 47 a funcționat 18 ani. Sub diverse guvernări cu această prevedere. Am învederat acest lucru la nivel european și dorim să constituțională corectă. Chiar dacă această ordine nu-i convine lui Traian Băsescu și a coaliților lui. Pentru că au omis colegii noștri să informeze cu privire la toate modificările abuzive pe care le-au făcut atât la legea referendumului, cât și la legea Curții Constituționale, doar cu o singură intenție. De a securiza poziția de dictator al lui Traian Băsescu. Cer Institutului Cultural Român să prezinte de urgență un raport în legătură cu situația bursierilor săi. Pentru că am constatat că foarte mulți din aceștia sunt agenți de presă plătiți din banii publici ai regimului Băsescu, ceea ce este absolut inadmisibil. Cer colegilor de la PDL să nu mai manipuleze presa. Și vă dau exemplu unei domnișoare, Carmen Vlădica, corespondentul Radio România Actualități la Bruxelles, care într-o discuție cu șefa de cabinet și purtătorul de cuvânt al comisarului Reding, în conferință de presă, a afirmat textual că în România judecătorii curții constituționale vor fi arestați. Este o afirmație gravă, grosolană și ne vom rezerva dreptul să facem toate demersurile juridice și legale împotriva celor care dezinformează în legătură cu situația reală din această țară în momentul de față. Nu mai putem tolera această manipulare orchestrată de regimul Băsescu, de acoliților din politică, din servicii și de unde ori mai fi, care a început în 2006 prin introducerea de către România mecanismului de monitorizare și verificare. Niciodată Bruxelles nu a cerut acest lucru. Noi am fost cei care am cerut, punându-ne etichete singuri că suntem o țară coruptă. În România există corupție, dar nu toți românii sunt corupți, nu toți românii sunt hoți, nu toți românii
nu respectă regulile și normele de drept. Să ne înțelegem foarte clar. Această etichetare, după părerea mea deliberată, pe care doamna Macovei a promovat-o constant la adresa României, a făcut ca România să fie în postura de țară care permanență trebuie să dea explicații, trebuie să se justifice și nu să fie un partener clar și corect cu drepturi egale al Uniunii Europene. Am fost îngenunchiați de această situație care este în cea mai mare parte nereală. Reforma în justiție trebuie să continue, dar pe niște baze democratice, nu pe baze mascate care ascund promovarea în viața publică a unor coduri din 1934 ale regimului Stalin. Și o să discutăm într-o altă conferință de presă despre aceste chestiuni, care țin de drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului. Consider că tot ceea ce se întâmplă în acest moment, ca dezinformare publică, face un foarte mare deserviciu României, mai ales în actualul context în care avem o bătălie de dat vis-a-vis de deciziile Consiliului European, va trebui să știm ce ne avantajează ca țară și ce nu ne avantajează din aceste decizii, în care dorim să ne păstrăm fondurile pentru bugetul următor, în care dorim să nu fim penalizați artificial datorită unei impresii publice create de forțe ostile României pentru fondurile europene care nu au fost cheltuite. Aceste fonduri și utilizarea lor deficitară și precară ca absorție comunitară nu se datorează guvernului USL. A moștenit o absorție deficitară de 8%, pe care în două luni, date fiind regulile pe care le-au impus, în mare parte neeconomice și clientelare, nu am putut să o depășim în aceste două luni de dezbatere și de scandal în România. Parlamentul în această țară este suveran. El va decide ce va considera de cuvință în această zi. Dar cred că trebuie să înceteze odată să mai folosească chestiunile care țin de situația justiției în această țară. Justiția este respectată în România. Noi nu suntem grupul politic care am fi făcut sau ne-am fi gândit să facem vreun protest împotriva condamnării lui Năstase, așa cum doamna Macovei, domnișoara Băsescu, comentau cu privire la arestarea Iuliei Timoșenko. Vă rog să vedeți acele declarații publice în care vorbeau de Ucraina ca de un proces politic îndreptat împotriva unui fost prim-ministru aparținând Partidului Popular European pentru chestiuni de corupție. Nu am comentat, nu vom comenta niciodată situația lui Adrian Năstase la Bruxelles, pentru că nu înțelegem ca grup politic să ne imixtionăm în chestiuni care țin de justiție în România. Pe când această doamnă, care utilizează permanent un dublu limbaj, îl face în alte situații care privesc țări în parteneriat cu Uniunea Europeană. Cred că și încercările pe care le-au avut, dar au eșuat, de a chema în ziua Consiliului European diaspora la un protest în fața Consiliului împotriva lui Victor Ponta, care au fost eșuate clar, cu toate prezențele unora din servicii la Bruxelles, spun foarte mult în legătură cu interesul Bruxellesului, interesul opiniei publice față de situația de România. Aceasta este o altă chestiune și consider că nu trebuie să mai recurgă Partidul Democrat Liberal la astfel de acte disperate, care nu sunt decât de natură să manipuleze cancelarii europene. Doamna Reding nu a reacționat oficial. Este un mesaj postat pe Twitter, noi, grupul liberal, am cerut o explicație în legătură cu această chestiune. Nu știm dacă doamna Reding a postat personal sau nu acest mesaj pe Twitter, dar vom investiga această chestiune. Pentru că ea a fost un mesaj apt să manipuleze foarte clar opinia publică din România. Și aș vrea să mai precizez că știm, avem destul de multe elemente în legătură cu modul în care se manipulează opinia publică. Noi, ca parlamentari, n-am tradus niciodată articole defavorabile presei României din presa străină, așa cum se întâmplă cu articole traduse la cabinetul doamnei Macovei, care pleacă spre știință, spre presa românească. Am totdeauna rezerve față de astfel de articole și cred că un normă de bun simț, de onoare și de demnitate ne obligă să ne abținem în bătălia noastră politică de la orice demers care poate face rău României. Ca o concluzie, eu cred că e evident că Monica Macovei și PDL preferă să vadă România îngenunchiată în fața Europei decât o Românie care nu mai este condusă de Traian Băsescu, Elena Udrea, Videanu și toată gașca lor. Eu cred că acum ne aflăm într-o fază în care PDL-ul, pe ultima sută de metri, încearcă să otrăvească fântânile, să prăjolească pământul,
ca după ei să nu mai rămână absolut nimic. Dacă nu sunt ei, România ar trebui practic să nu mai existe în Europa. Eu cred că este o atitudine total irresponsabilă și total nedemocratică. PDL-ul și Traian Băsescu trebuie să înțeleagă că totul se plătește și că până la urmă toți ca cetățeni ajungem ca oameni, ca cetățeni implicați în politică, dacă vreți, ca oameni politici aleși, ajungem la votul românilor. Prin urmare, vom avea alegeri, vom avea referendum, așa se întâmplă într-o democrație. Nu are sens să gândim România doar în termenii dacă suntem noi la guvernare și conducem noi țara, e bine, dacă nu, mai bine să nu existe și să o îngenunchem în fața partenerilor externi. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă dorim o zi bună. Nu, eu sunt dispusă să fac o sesizare conducerii radiodifuziunii române și să o întreb dacă această informație pe care colega, reprezentantul lor la Bruxelles, a vehiculat-o ca fiind una certă, că urmează arestarea în România a judecătorilor Curții Constituționale, a fost însușită de administrație. Pentru că nu este posibil să faci afirmații, inclusiv ca jurnalist, care n-au nicio legătură în realitate, dar din dorința ca aceste afirmații să apară în presa străină. Pentru că legătura între doamna respectivă și Monica Macovei este absolut evident, o cunoaștem cu toții la Bruxelles. Dar nu este normal. Ca jurnalist, pui întrebările pe care le consider de cuvință, dar nu poți informa opinia publică internațională cu privire la un fapt care nu există în România. Întrebarea și care, sigur, vă dați seama că poate produce o anumită îngrijorare în plan european dacă se pune problema arestării unor judecători. Pe bună dreptate. Întrebarea este dacă jurnalistul respectiv a reprezentat acolo România Actualități sau Partidul Democrat Liberal. Despre asta vorbim. A fost rechemat. Ceea ce mi se pare... Absolut, normal. Este un gest corect, pentru că cei care lucrați cu noi în Parlamentul European știți foarte bine cât efort facem să promovăm o imagine corectă și onestă a acestei țări. Și cu cât se poate de mult profesionalism. Și nu cerem niciodată corespondenților de la Bruxelles un partizanat politic față de un partid sau față de o alianță. Le-am cerut întotdeauna obiectivitate, am sprijinit ca grup politic situația presei în România. Dacă vă aduceți aminte, ne-am bătut pentru acea petiție a presei cu libertatea presei, am reușit să câștigăm acest lucru. Nu ne interesează să influențăm pe nimeni, dar nici nu acceptăm astfel de afirmații care pot produce prejudicii grave României. Vă mulțumim. Vă mulțumim și ne mai vedem și la București. O zi bună în continuare.